publicul, adică mă fac plăcută, mă fac simpatizată. Dar imediat, pe moment, e un fel de put de fut și eu cred că acest lucru îmi vine dintr-un fel de talent. Cred că am un talent artistic născut, adică am o prezență scenică, știi, care atrage și cred că mi se trage probabil de la părinții mei care au fost artiști și au fost artiști scenici, de fapt, că mama era balerină, tata a muzicat, a avut o orchestră, nu, ei apăreau pe scenă. S-ar putea să fie o chestie de genul ăsta care amplifică impresia bună pe care o fac sau seducția, mai bine zis, asupra publicului. Bună ziua, ne duceți la Belu, vă rog, mulțumesc! Hai să vă spun o poveste, că tot ne aflăm aici la doamna cu umbrela, care, mă rog, legenda spune că ar fi fost omorâtă sau s-ar fi sinucis din dragoste. Era vorba de o dramă amoroasă, dar ăsta poate să fie doar un zvon, că nu se știe nimic exact. Veneam foarte des la cimitir, pentru că mă simt foarte bine la Belu de când eram adolescentă. Și odată, studentă fiind, am venit cu un coleg de facultate și ne-a prins o furtună îngrozitoare cu fulgere, cu tunete, mie îngrozită de frică de fulgere. Și unde să ne ascundem, unde să ne ascundem, am intrat pe niște scări înguste de fier într-un cavou. Era întuneric beznă în acel cavou și auzeam niște foșnete sinistre și afară trăzneam și ne era foarte frică și locul era foarte strâmt și atunci ne-am lipit unul de altul și la un moment dat, ca să scăpăm de fric și de frică, am început să ne sărutăm și ne-am sărutat tot timpul cât a durat furtuna și am ieșit de acolo foarte vesel și bine dispuși. Asta a fost întâmplarea mea, mai de ochiată un pic așa, dar foarte, foarte veselă, pe care am trăit-o la Belu. Din cauza asta mie nu mi-e frică de morți, absolut deloc. Eu nici nu-i pot considera ființe umane. Am impresia că sunt statui, manechine, nu știu. Dar mi-s dragi oricum. Și această doamnă frumoasă chiar aproape că mine să smugă iubesc. Bembele neagră. Ne gândim la florile veștere de pe pământul lui Christ. Ascultăm de departe respirația liniștită. Să am să mor singură. Complet singură.
Nu știu dacă v-am povestit că eu cu Joachim Victor, care e din Sibiu, noi corespondăm în limba germană în alfabet gotic. Pentru că fiind bătrâni amândoi, noi am văzut. Fiita mare, te-au avea alături pe noi, pe noi pe fiitoarea Nora Iuca, pe care o invit să ne adreseze câteva cuvinte. Cu multă plăcere, mai ales că sala este plină de copii și de oameni tineri și eu mă simt cel mai bine între oameni tineri și culmea sunt și oameni din Berlin aici, printre care am aici doi care sunt rude de ale mele și o domnișoară pe care am cunoscut-o aici și care m-a văzut acum vreo lună la Berlin la o lectură. Cred că s-a auzit ce am spus, fiindcă a avut grijă un Cristian să-mi țină microfonul. Păi ce pot să vă mai spun, fiindcă v-am spus acolo câteva cuvinte, vreau să vă spun că vederea acestui spectacol, acest film, eu cred că l-am văzut până acum de vreo 3 ori sau 4 ori în întregime și pe fragmente de mult mai multe ori, pentru că nașterea lui a durat, zic eu, pentru un film destul de mult. Cred că vreo 6 ani, un Cristian, dragul meu, dar eu zic că a meritat. Cu atât mai mult cu cât de fiecare dată când îl văd, vreau să vă spun că am o surpriză. Să știți că nimic nu bucură un om și nu-l păstrează tânăr pe acel om mai mult decât surprizele. Surprizele sunt niște elemente miraculoase în viața unui om. Și vorbind despre surprize, trebuie să mă refer mai întâi la un Cristian care nu numai are o perseverență cum n-am mai întâlnit, pentru că nu se lasă, nu are astâmpă nicio clipă și de fiecare dată când am văzut acest film, el a mai venit cu o idee și a mai adăugat ceva și a mai scos altceva și a mai schimbat o scenă care era la mijlocul filmului și a dus-o la sfârșit sau de la început. Este ceva uluitor, eu am senzația de fiecare dată că văd un alt film care se adâncește pe măsură ce el umblă la el și schimbă aranjamentul secvențelor, filmul capătă adâncime, volum, nerv, emoție. Mie, de pildă, în astă seară mi-a plăcut cel mai mult, eu îți mulțumesc din suflet. Dar să știi că eu am convingerea că tu tot nu te astâmperi și când o-i vedea data viitoare, iarăși mai văd ceva ce n-am mai văzut. Iar Vlad, care este regizorul filmului, face niște lucruri absolut excepționale. De fapt, toată echipa, mie mi se pare că este remarcabilă. Măi copii, habar n-aveți voi cum vă mulțumesc și vouă și profesorilor voastre că v-ați adus aici. Pentru că aici, în această sală veche de cinematograf și micuță, mie mi se pare că, într-adevăr, voi reușiți să cunoașteți scriitorii români prin grija acestor oameni, iar scânteia a pornit din capul acestui un Cristian, prietenul nostru, care el este la fel de copil ca și voi, este un om inocent, dar eu zic că el este într-adevăr omul care vede idei. Pentru că nu există clipă în care în creierul lui
să nu scapere o idee de frumos și de bine. Bun, să că... oprim reclamă aici. M-am speriat, nu știam de unde vine vocea. Vă mulțumesc mult, bun, Platon. Bună, stăm la dialog acum, deci mai sunt dialog. Da, da, asta era momentul. Să urmezi dialog, eu mă ajut pe-o treabă. Bun, deci vă mulțumesc în primul rând că ați venit în seara asta. Și că ați văzut filmul, eu l-am văzut ca jucătoare, în practic eu l-am văzut de 52 de ani, probabil de 60. Nu, asta e importanța. De 60? Da, l-aș filma altfel acum, dacă ar fi pe mine. Nu vreau să mă refer la lucrurile astea. Filmul e închis, după cum știți, a primit și un premiu pentru imagine. Vă comentat de mai simplu, poți să desprimă și telefonul, poți să desprimă cum vrei, important de conținutul. Și, de fapt, pariul cel mare este că aveți în partea noastră actrița Nora Egea, în primul rând, pentru că Nora Egea joacă în toate documentarele pe care le-am făcut până acum, fără excepție. Și o să o vedeți și la Nino despre o jumătate de oră care va fi și premier. Dar până atunci, sigur că Nora se entuziasmează că vede filmul pe marele ecran, pentru că suntem pe marele ecran aici, ceea ce este foarte bine, pentru că se vede la altă calitate, există un alt sunet. Sunt alte condiții, nu ce vedem noi în fața calculatorului sau a laptopului. Și tocmai de asta mă interesează o relaționare, un pic pe ceva întrebări, dacă aveți pentru Nora, în primul rând, pentru că noi suntem aici cu post de ajutoare. Deci, vreau să știm ceva despre film, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, și mai ales să o întrebați pe Nora ce vă interesează. Ca să vă impulsionăm un pic, am avut niște cărticele, autobuzul Cocoșați, și cei trei care pun primele întrebări, primesc câte un exemplar. Ca să mai dezghețăm un pic atmosfera. Ok. Aducem și microfonul și cartea. Andrăznit cineva? Eveniment. Asta e eveniment. Ce v-a făcut la Berlin să spuneați că a simțit că întineriți acolo? Chiar ăsta a fost sentimentul meu, dar nici nu știu cum de voi nu v-ați dat seama, eu sunt sigură că v-ați dat seama. Acum nu pentru că de atunci și până astăzi au trecut vreo 6 ani sau 7, timp în care trecerea vremii își lasă amprente pe fața cuiva și nu numai pe fața cuiva, dar voi văzându-mă pe peliculă, cum mergeam și cum râdeam și cât de vioaie eram, nu se poate să nu vă fi dat seama că în mine există într-adevăr o tinerețe reală și exact pe asta mă bazam eu atunci când făceam afirmația că dacă m-aș stabili în Berlin, probabil că aș putea întineri cu 20 de ani. Dar faptul că eu aș întineri cu 20 de ani nu înseamnă și că eu aș fi mai fericită decât sunt în momentul ăsta ca femeie care își arată vârsta și e bătrână, dar care se simte totuși, culmea, cel mai bine la ea acasă, cu gândurile ei, cu amintirile ei, cu viața ei reală. În Berlin era o viață ficțională, semăna mai mult cu literatura. Aici e viața mea reală, care seamănă probabil cu pământul în care voi rămâne o veșnicie. Mulțumesc okay, pentru întrebare. Poftim! Ce m-a făcut să faceți filmul ăsta? Ce m-a făcut să fac filmul ăsta? Păi m-a tras de mânecă un cristian, că eu apar n-aveam. Și dacă te trage un cristian de mânecă de vreo 10 ori, pentru că eu am impresia că pe el nu l-a fermecat aspectul meu nici într-un caz, dar probabil că spuneam eu niște lucruri așa mai nostime, pe care ea chiar și le nota câteodată, așa că astunzi, dar eu le observam și tare mă mai înfumuram atunci.
Și atunci, normal că am spus da foarte curând, pentru că eu de-abia așteptam să mi se ofere această ocazie de a-mi împlini visul acela de care vă spuneam în film, că într-adevăr eu mi-am zis să devin actriță. Măi copii, când vrei ceva foarte tare, mie mi se pare că este imposibil să nu cheme acel lucru. El nu vine imediat. Tu disperi. Tu crezi că nu mai vine niciodată. Dar la un moment dat nu știu ce Dumnezeu se întâmplă. Crapă ceva așa din senin și te pomenești că ajunge exact acolo unde ai vrut. Eu nu mi-aș fi imaginat niciodată să fiu actriță, deși am făcut nenumărate încercări, nu? Că am dat și examen de admitere și am picat cu brio. Ca acum, la 80 de ani și peste 80, să mă văd actriță de film, este ceva uluitor, că eu nu am vorbit cum vorbesc cu voi, cu bunul Dumnezeu, să-i spun, fă o minune, Doamne, și fă-mă la 80 de ani actriță de film, să vină copiii să mă vadă la Union cum apar pe pânză. Adică este foarte ciudat, am impresia că pe lumea asta se întâmplă uneori miracole totuși. Ce sentimente ați trăit sentimente diferite de la o carte la alta, când ați compus-o, când ați creat-o și după? Doamna, trebuie să... sau domnișoară, nu știu că eu... Domnișoară. Așa vă rog că mă iertați. Un domnișoară. Dar aveți o voce mai de contraltă un pic și asta m-a făcut să cred că... E un copil. E un copil chiar, da. E poftim, e un băiețel? Da. Atunci înțeleg de ce râdeți. Eu nu vă, nu disting foarte bine de la distanța asta. Sigur că da. Eu trec prin stări diferite tot timpul în cadrul aceleiași cărți pe care o scriu. Și din cauza asta eu am făcut, dacă vreți, și o teorie în sensul acesta pe care o recomand mereu și mereu tinerilor scriitori. Pentru că dacă vrei să scrii o carte cu adevărat total cinstită și o carte totală care să te înfățișeze cu toate senzațiile pe care le trăiești tu cu adevărat în timpul scrierii textului, atunci trebuie să-ți urmezi stările și să nu faci legăturile dintre stările contradictorii pe care le ai pe parcursul scrierii unei cărți, care poate să dureze câteva luni sau un an sau doi. Ei bine, să nu stai între diversele stări și să încep să filozofezi pe marginea acelor stări sau să ți le explici. Să nu-ți pese dacă cititorul e derutat când vede că tu aici vorbești despre cum arată girafa de la grădina zoologică și direct să treci la un dric alb care se îndreaptă spre cimiterul Belu, unde un tânăr duce o coroană de flori în față și preotul sau cine duce o cruce. Fără să explici nimica, pentru că așa gândim și așa simțim în noi. Rațiunea nu dictează asupra stărilor sufletești. Ori artistul care se lasă condus numai de rațiune și mai ales de logică și încearcă să facă orice ca să-i dea cititorului mură în gură și să-i explice pe față și pe dos ce vrea să spună, își distruge opera. Adică noi trebuie să avem o încredere oarbă în instinctul nostru, chiar dacă la prima lectură
cititorul spune, vai, dar ce-i cu nebunul ăsta, că eu nu înțeleg nimic. Până la urmă, dacă va insista, va începe să înțeleagă ceea ce logic și rațional e de neînțeles. Și mie mi se pare că asta l-ar îmbogăți foarte mult. Dacă mă stabilam în Berlin, probabil că încet, încet, pentru că sunt un om extrem de adaptabil, cred că încet, încet, și mai ales dacă acest lucru se întâmpla mult mai devreme, pentru că atunci ești mult mai adaptabil și chiar asimilezi tot ceea ce e în jurul tău mult mai repede, normal. Cred că tot scriitor aș fi fost, pentru că este absolut surprinzător că ultima mea carte de poezie pe care am scris-o în Germania în timpul unei burse, acum 5 ani, pentru că acum 5 ani am revenit în țară și n-am mai plecat decât cu ocazia acestui târg de la Leipzig, unde am făcut un salt mic până la Berlin, unde am avut și o lectură care a avut succes, culmea, și la vârsta asta, cineva este martor aici în sală. Mă întrebați, deci, ce aș fi făcut dacă mă stabileam la Berlin? Vă spuneam că aș fi scris poezie în limba germană. Pentru că ultimul volum pe care l-am scris eu în Germania a fost și primul volum pe care l-am scris în întregime în limba germană. Și culmea culmilor, eu credeam că e o catastrofă, nefiind limba mea, poeziile pe care le-am scris în volumul acela au apărut deja în 3 reviste, cele mai bune din Germania, ceea ce a avut o bucurie teribilă pentru mine. În zin, în formă, în accente și nu mai știu cum să trebuie mai să reviste. Da. Da. Vreau să vă întreb, pentru că suntem până la urmă la un eveniment despre literatură și film și dumneavoastră v-ați dori foarte mult să fiți actriță. Dacă există vreun film care v-a impresionat teribil sau de care vă aduceți aminte? O, Doamne, eu mi-aduc aminte de un film care m-a impresionat cel mai mult. Dar, sincer, vă spun acum că eu nu cred că mi-ar mai plăcea acel film dacă l-aș vedea la ziua de acum. Care normal că am fost și eu influențată de schimbarea timpului, de schimbarea gustului, de schimbarea simțului estetic, de mentalitate, de nu, eu sunt prietenă cu oameni tineri și e normal că mă molipsesc și eu la rândul meu de la tineri, poate mai mult decât ei de la mine. Nu cred că mi-ar mai plăcea L'Eternel Retour cu Jean Marais, așa cum mă impresionase atunci când aveam vreo 20 ceva de ani. Pentru că atât aveam când am văzut acel film, nu, care povestea legenda lui Tristan și Isolda. Era un film de un romantism extraordinar, cum n-am văzut niciodată. Adică tot filmul era un poem, dar nu un poem ca în ziua de astăzi. Era un poem pe care astăzi l-aș simți zahalisit. Adică nu cred că mi-ar mai plăcea. Dar atunci eram înnebunită. Am văzut multe filme care îmi plăcuseră pe vremuri teribil și culmea, singurul film pe care nu l-am găsit demodat sau expirat, cum se spune astăzi, a fost un film rusesc foarte vechi, pe care l-am văzut de mult. Poate l-ați văzut la Cinemateca sau pe undeva, deși nu cred că era vechi filmul, cu Strijenov, care era un actor absolut superb ca bărbat, un blond foarte frumos și era ofițer din armata țaristă. Și era nobil și chestia asta ne impresiona în perioada aia, îți dai seama? Și filmul se chema Al 41-lea. Și l-am revăzut acum câțiva ani și mie nu mi s-a părut absolut deloc
că e depășit și că nu mai corespunde viziunii artistice de astăzi. Un scriitor trebuie să se gândească în timp ce scrie ce impresie lasă cititorului, în general? Vai, pentru nimic în lume! Pentru nimic în lume! Cred că e mai bine dacă un scriitor scrie, da, asta depinde de felul lui, că un scriitor nu prea are voie să se falsifice, asta nu aș sfătui pe nimeni, dar ce voiam să-ți spun, dacă scriitorul are norocul să fie un scriitor revoltat, care își creează dușmani în jurul lui, eu cred că este bine să meargă pe linia asta, să irite și să revolte. Cred că succesul lui poate să vină mai târziu, dar e mai accentuat și mai garantat decât unul care face pe placul publicului tot timpul. Ăla mă face să mă și îndoiesc că ar fi un artist adevărat. Artistul adevărat cred că trebuie să revolte. Poftim? Mulțumit! Care este cartea preferată scrisă de mine? E greu să spun, știi cum e? Adică, de obicei, suntem trișați. Mereu ne iubim ultimele cărți cel mai mult. Dar cred că peste o lună nu sunt mai eu așa de entuziasmată de ultimul meu roman, care sunt răsucit recitindu-l acum, nu s-a făcut prea construit. Adică vine în contradicție cu teoria mea că nu prea trebuie să ne planificăm dinainte ce vrem să scriem și că asta tot în instantare oarecum construită, deși are părți foarte inspirate. Cartea care îmi place cel mai mult, în orice caz știu că era o carte de poezie, dar care era scrisă într-o formă de povestire cu personaje, cu acțiune, care putea fi citită și de proză. Scriitura e mai mult de poezie și care se cheamă Autobuzul cu cocoșați. Și ai acolo autobuz. E, poftim, vezi, v-am spus eu că se întâmplă miracole pe lumea asta. Și te felicit că o ai, că n-o să te plictisească. E plină de ironie și de umor și de joc. Și cred că se e agreabilă, va reclamă. Bun, avem și o surpriză în seara asta. Ați văzut la intrare și aici în hol portretele lui Mulivare, portretele cu scrie. Da, scrie. Dar nu știu dacă ați observat că nu există nicio femeie pe portretele scrie. Așa că... Da, astea sunt calde. S-a adus până acasă. Astea proaspete! Și a făcut astea. Ei, nu! Bine, după niște fotografii. Ei, special. Vai, 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 dar m-ai făcut frumoasă scenă, dar parcă plenicală. Aici urege și o regină. O, un rege și o regină. Așa, ăsta-i Nino al meu, da. Asta e chiar foarte interesantă, știi că... Păi eu am făcut o piesă aici la portret, am făcut cinta prea înaltă și am făcut o coronită. Da, ai făcut o coronită, asta e foarte frumoasă, dar mie îmi place nasul ăsta accentuat aici, a două personalitate teribilă în poze, da. Mă rog. Nu știam că sunt și muz acum. Aici, de exemplu, aici am făcut numai ochii. Și n-am mai continuat mai departe, că nu trebuie. Pentru că mi-e place să... Dar e foarte interesant, ai dreptate, ochii sunt... Cu fonta asta, cu materia asta care... Vai, ochii sunt foarte grăitori, ai dreptate, nu mai trebuia. Pentru că... Da. Uite, aici aduc un pic cu actrița care... Adică nu cu actrița, cântăreața care m-a fascinat o viață întreagă.
Da, să nu cereți să vă spun cum mă cheamă, că mi-a zburat din minte numele. Da. Ei, portretul acesta făcut cu o fotografie făcută de mine. Acum mai spuneți. La un bookfest. Așa. Atunci avea o părerie la... Nu știu cum mi-a prezentat o carte. Un poet, un tânăr din Timișoara. Un bookfest. Cu Robert Cerbani. Păi acolo ne-am cunoscut, acolo. Dragă. Da. Sigur că da, acolo ne-am cunoscut când l-am prezentat pe soțul Dianei Iepure. Florin Hărlău, da. Pe Hărlău l-am prezentat, dar era și o fată care cred că a părut tot la... Oh, uite, asta e foarte bună. Asta îmi place chiar foarte, foarte mult. Și pe fondul ăsta albastru este frumoasă. Da, asta îmi place mult. Vai de mine, dar... Ei, poate să te apă. Așa repede lucrezi? Mi-am făcut aceste portrete, făceam vreo 30 de portrete în fiecare zi. Asta e foarte frumos. 1500 de portrete, însă am făcut o selecție din ea, după eu, spune-mi. Aici am îngrădit după o fotografie de cunoaște. Și îmi plăceau doar așa, hai, n-am mai continuat, deci uite așa, aura aceea a fiereze. Bine, da? Pe această fontă, te lasă să lucrezi mai liber, să ai așa, să n-ai teamă de... Te supăra, dar asta e foarte interesantă. Tocmai pentru că ai spus că nu mai știi. E foarte ciudată. Îmi pare rău că nu puteți să o vedeți. Da. O să o pun în publicitate. Știi, într-un fel, parcă scoți la iveală ce nu se vede, știi? E foarte bine. Culoarea și desenul are și el niște taine. Păi, orice altă e o taină în sine.